Ultima zi de Alba Iulia Music and Film Festival a adunat duminică în piața cetății din orașul nostru întreaga suflare alba iuliană. După 4 zile de sărbătoare, festivalul aflat la prima ediție s-a încheiat cu proiecții de filme și un concert live susținut de rapperul Puia. În ultima seară de festival în piața cetății din Alba Iulia a rulat începând cu ora 20 filmul Concertul, un musical producție rusească în regia lui Radu Mihăileanu. Андрюшенька, прости, я знаю, что ты очень устал, но мне сегодня не хватает одного человека. Nu mai este nicio îndoială. Albaiulienii cu micul mare nu au stat în case duminică seara. Fie că au participat și la celelalte seri de festival, fie că au ajuns doar în ultima seară, aceștia s-au arătat a fi încântați de acest gen de eveniment. Cum vi se pare filmul care rulează în această seară? Îmi place. N-am prins de la început și nici nu o să putem sta până la sfârșit, dar mi se pare bun. Mi se pare această idee cu acest festival pentru Alba Iulia să se mai repete, să revină și la anul? Da, să revină și la anul. Să sperăm că mai devreme, că între alți ani era cam rece pe vremea asta. Ce v-a plăcut cel mai mult? Filmul Mihai Viteazu. Am fost la deschiderea festivalului și am zis că să fim și la închidere. E de bun augur un astfel de festival? De bun augur, da, da. Da. Se mai repete și pentru anul viitor? Sigur că da, sigur. Fiecare weekend? Da, bineînțeles, ieșim afară la aer. Relax, foarte frumos. Foarte bună inițiativa. Ne distrăm, participăm și noi la evenimentul ăsta cultural. De ce nu sunteți acolo în față să vedeți filmul? La vârsta asta nu mai, prea mulți decibel, nu mai îmi place așa. Prea mult zgomot? Da, da, da. Ar trebui să fie în fiecare, în fiecare sâmbătă, de acum încolo, pe timp de vară, bineînțeles, iarna nu prea sunt, dar în fiecare sâmbătă ar putea să ruleze câte un film din acesta, foarte interesant. Filme bune. Prin mulțimea de participanți am întâlnit și o doamnă mai puțin mulțumită de genul filmelor incluse în program. Să sperăm că ediția numărul 2 a festivalului îi va aduce acesteia mai multe satisfacții. Ieri seara a fost foarte interesant, să zic, filmul și în rest nu, n-am fost prea încântată, sincer vă spun. De ce? Cele făcute, de filmele alese pentru vizionare la un festival. N-au fost prea interesante? N-au fost pe gustul dumneavoastră? Nu, n-au fost foarte. Eu zic că putea să fie reprezentat festivalul și de alt gen de filme. Dacă pentru majoritatea albaiulienilor atracția serii a fost filmul, pentru cei mai tineri dintre ei, cel mai așteptat moment a fost concertul Puia. Pentru ce ați venit în această seară? Pentru film sau pentru Puia? Pentru Puia. Pentru Puia. Ai mai fost și în celelalte serii ale festivalului Alba Iulia Music and Film Festival? De ce? Păi numai seara asta, nu știu că este concert. Dar atracția cea mai mare pentru tine rămâne concertul, nu filmele. Da, concertul. Filmul ăsta chiar sincer nu prea îmi place. Nu știu, un film rusesc, observ, dar nu prea. Cel puțin până acum nu mi se pare foarte frumos. Va fi și un concert Puia la finalul acestei seri. Veți rămâne, vă place? Acum nu, sigur că da. Ne place. Și aici însă părerile au fost împărțite. Oameni diferiți, gusturi diferite. Va fi și un concert Puia. Veți rămâne, vă încântă? Nu prea. Cum mi se pare filmul? Acum am venit, că nu pot să vă spun nimic. Ați fost la celelalte seri, la Alba Iulia Music and Film Festival? Nu am fost. De ce? Am fost plecat din localitate. Dar știați că va fi acest eveniment în acest weekend? Am auzit ceva. Rămâneți și la concertul Puia? E posibil. Place Puia? Nu. Nu doar albaiulienii au avut emoții înaintea concertului Puia. Și rapperul era nerăbdător să vadă cum va fi primit de public. Acesta a stat de vorbă cu noi și ne-a dezvăluit și câteva surprize pe care le pregătește pentru fanii săi. De data aceasta, un festival de muzică și film, cum crezi că vei fi primit de albaiulieni? Sunt foarte curios. N-am mai cântat niciodată la un festival de film. Crezi că se potrivește Puia cu filmul? Rămâne de văzut acum. O să fie moment. Hai să vedem ce surpriză ai pentru fanii tăi, pentru că sunt destui de mulți, să știi. Noi am stat de vorbă cu ei și te așteaptă foarte multă lume să intri pe scenă. Ce surpriză ai pentru ei din punct de vedere muzical? Eu sunt o surpriză. Mă refer aici un album nou, o piesă nouă. Spune-ne ceva, dă-ne ceva. Da, în noiembrie o să lansăm un maxi single. Lucrez la un videoclip nou, o piesă nouă. O colaborare, ceva, un featuring sau e doar Puia?
Nu, sunt mai mulți artiști, dar debutanți. Puia a ținut să transmită și un mesaj fanilor prin intermediul Alba TV. Un mesaj, am spune, în stilul lui caracteristic. Un mesaj pentru Alba Iulienii care te iubesc? Mesajul meu este să nu mâncați după ora 6, pentru că îngrașe. Și ascultați muzică hip-hop. Odată cu apariția artistului Puia, pe scena din piața cetății, mulțimea a sărit în aer. Ultima seară din prima ediție, Alba Iulia Music and Film Festival s-a încheiat cu concertul Puia. Un concert live de aproximativ 45 de minute, din care nu au lipsit hituri precum American Dream, VIP sau Fresh. Așteptăm cu nerăbdare și ediția cu numărul 2.